Bun găsit, dragi prieteni, ne bucurăm să fim din nou împreună și să avem din nou Biblia deschisă uh, înaintea noastră, în așa fel încât răspunsurile pe care vi le oferim să aibă o bază biblică. Și de această dată încercăm să ne apropiem de Scriptură împreună cu pastorul Marius Mitrach, este împreună cu noi în platou. Vreau să-i mulțumesc și să-i spun un regăsit. Bine pe... Bine te-am regăsit, Florin! Doamnelor și domnilor, emisiunea aceasta este una înregistrată, Însă aveți la dispoziție numărul de telefon la care ne puteți scrie întrebările dumneavoastră: 0751 400 300. Marius, hai să intrăm în întrebările pregătite pentru această ocazie, ca de fiecare dată multe la număr, să vedem câte putem acoperi. Care este diferența dintre curvie și prea curvie? Pentru că în Biblie se folosesc uh, ambii termeni. Sunt doi termeni uh, întâlniți, cel puțin din textul grecesc, putem deduce: sunt termenii uh, pornea și termenul moihea. Pornea în, înseamnă orice de viață sexuală. Poate să fie și sex premarital, uh, poate să fie incest, uh, poate să fie zoofilie. Uh, uh, moihea înseamnă adulter, dacă nu și prea curvie și moi cumva precurvie este inclus în curvie. Cumva pornea este un termen mult mai larg a, care include inclusiv moihe. De aceea a, e numită prea precurvie că vorbim despre adulte, deja ești căsătorit și normal trebuie să fie să ai relație doar cu partenerul de viață. A, e interesant că în decalog doar această, acest termen e folosit. Se refer la adulteri, pentru că era cea mai frecvent călcată poruncă, sau, mă rog, cea mai frecvent călcată poruncă în zona acestei imoralități sexuale. Um, și când vorbim despre relația între cele două, au fost și discuții. Păi stai puțin, dacă um, e numită prea curvie, este mai mult decât curvie... Uh, Cumva are un sens această, acest termen folosit de în limba română, pentru că de, dacă până atunci, până să fii căsătorit, făcea acest lucru datorită unei nevoi biologice, hormonale, acum când te căsătorit și când ai partenerul de viață, de ce să mai faci acest lucru? Și era privit ca o abominație, domnule, chiar ai ajuns treaba aceasta să faci. Dar este într-adevăr Este un este, Oricum ar fi tot păcat este ca să fim clar da? Dar cam asta e diferența uh -huh. Deci prea curvie Moihai se referă strict la adulter. Atunci când o persoană căsătorită Are relații sexuale În afară căsătoriei Dar la, 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 la curvie Pornea înseamnă toate Toate deviațiile Chiar și sexul în, înainte căsătoriei Este inclus în, în curvie Și e tot păcat o altă întrebare, de data aceasta mergem în uh, Geneza capitolul 3. Uh, șarpele pe care îl găsim amintit -am acolo în Geneza capitolul 3. Uh, putea alege să nu fie mediumul lui Satana? Și uh, putem vorbi aici de o pedeapsă lui Dumnezeu în dreptul nu, nu știu ce cum Putem vorbi despre, despre alegere în dreptul unor, unor animale. Dacă vorbim despre libertatea de alegere sau liber arbitru, este o calitate sau o însușire specifică omului. Dumnezeu a creat ființe inteligente cu libertatea de alegere. Animale nu nu au fost create cu libertatea de alegere. Ele nici nu trebuie să aleagă ceva anume. Adică, nu, no, animale nu aleg ce să aleagă. Acum, când vorbim despre despre șarpele care a fost folosit ca medium de Lucifer. Este interesant aici de dezbătut, dar nu avem date în scriptură dacă a luat un șarpe și s-a folosit de el sau satana însuși s-a prefăcut în șarpe și a fost o iluzie acolo. Să mergem pe prima variantă, că a luat un șarpe și -a, și a vorbit prin șarpe. În acest context, ce putem vorbi pe lui Dumnezeu este nedreaptă față de șarpe, nu. Ia gândiți-vă la animalele care s-au schimbat de-a lungul timpului. S-au schimbat din cauza păcatului, s-au schimbat și au ajuns unele animale să fie victime, la altele să fie animale de pradă. Și o schimbare în urma păcatului este nedrept, nedrept Dumnezeu. A fost o consecință. Acum e delicat să, 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 să intrăm în aceste detalii pentru că nu avem informație. De ce a permis Dumnezeului Lucifer să se transforme în... în sau să, să intre în șarpe? Repet, de unde știm că nu au luat chip de șarpe? Că satana se poate schimba ca înfățișare? E foarte complicat de, de spus. Da, mă rog. Dar șarpele devine un model pentru... mai târziu pentru Lucifer și este numit în cartea apocalipsea șarpele cel vechi numit Diavol Satana este termenul dracon. De aici, în Noul Testament, avem cuvântul dracon doar în dreptul Lucifer. De acolo avem și dragon în limba română. În toate culturile, dragonul este simbolul înțelepciunii, chipurile, cel care îți aduce informații. Doamnelor și domnilor, emisiunea aceasta este înregistrată, însă vă punem la dispoziție numărul nostru de telefon pentru ca dumneavoastră să ne transmiteți e întrebările pe care le aveți pentru noi, 0751 400 300. Marius Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 35. Hai să cite și versetul 34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis În adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Ești rugat să oferi o explicație în legătură cu versetul 35. Eu am citit 34 pentru context. Păi, acum depinde ce vrea să. Este, doar vrea să mă uit puțin la. la... Un să vă ce termeni acolo. Cred că vei fi nevoit să abordezi toate direcțiile posibile. Da, cu acest da. verset este, este un, mă rog, este un, un cuvânt rostit de Petru în urma viste la casa lui Corneliu. Noi știm din, din pasaj că Petru era încă reticent, deși primise Duhul Sfânt, era încă reticent să intre în casa un, unui, să spunem, păgân, cu toate că acest Corneliu era un om temător de Dumnezeu, acceptase legea morală lui Dumnezeu, dar numai că nu, nu acceptase toate ritualurile iudaice. De aceea, atunci când e trimis de Dumnezeu acolo, el a luat niște martori cu el să vadă că, într-adevăr, a fost trimis de Dumnezeu. El a trebuit să răspundă în fața bisericii din Ierusalim, în capitolul 11, unde îi se spune că Petru și justifică această intrare la Corneliu. Și în momentul în care Corneliu îi spune ce trebuie să-i spune lui, lui Hristos, îi spune despre viziunea lui, Spune așa, pentru a începe să vorbească, că, în adevăr văd că Dumnezeu nu este păteinitor. Pentru că, până atunci, era, era încă și în Biserica Creștină această teorie că Dumnezeu încă este favorabil Israelului și că doar Israelul are șanse la pocăință, la neprihănire și dacă un om vrea să aibă parte de aceste lucruri, să devină întâi Israelit. Și apoi să ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. În acest context, Petru spune că Dumnezeu nu e părtinitor și că în orice neam, oricine se teme de El și lucrează neprehănire este primit de El. Nu mai ai nevoie să devii iudeu, să devii prozelit iudeu, ca apoi să ai parte de aceste lucruri. Și sunt două, două elemente pe care Petru le amintește aici. Temerea de Dumnezeu și această uh, lucrare a neprehănire, adică să. să să păzești legea morală, asta înseamnă a lucra neprijerea în viață. Sunt două ingrediente foarte importante. În acest context, Petru ne spune că, odată cu Hristos. Pavel reia această temă: în Hristos nu e nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici judeu. nu în sensul că dispar aceste distinții etnice, sexuale sau sociale, ci că în Biserica lui Hristos ele nu au importanță, că Dumnezeu nu te mântuiește pe baza acestor criterii pe care noi le avem oamenii și ele sunt reale, nu le putem, să, nu, nu le putem da la o parte, dar ele n-au nicio importanță în procesul mântuirii. Legat de următoarea întrebare, ne sunt oferite două texte care nu au nicio legătură, nu există nicio legătură între ele, așa că îți propun să luăm textele separat. Chiar dacă bănuiesc telespectatorul sau ascultătorul nostru și-a dorit ca textele să fie împreună, el, între ele nu există nicio legătură, hai să începem cu primul text, Colosen capitolul 2, pentru că aici, aici ar fi dificultățile. Coloseni 2 de la 14 la 16 a șterzat pisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindul pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat care sunt umbra lucrurilor viitoare și care este trupul lui Hristos. Aici sunt mai multe depinde ce, ce prefer să abordez pentru că în aceste patru versete sunt mai multe neclarități. Da. Dacă... Păi sunt mai multe lucruri aici pe care trebuie să le abordăm. În primul rând trebuie să depistăm ce este zapisul cu poruncile lui. Dacă studiem cu atenție și coloseni, dar și efeseni <coughs> descoperim că aici nu se referă la legea morală că legea morală nu e împotriva noastră, ea este în favoarea noastră. Și mai degrabă este condamnarea în, în legămintele pe care le, le întâlnim în perioada vechi testamentară, nu doar în poporul Israel. În toate legămintele, după modelul hitiților, existau niște. erau obicei între suveran și vasal. Și existau niște, niște, mă rog, obligații. Obligația de a ocroti, obligația de a proteja și obligația de a asculta, mă rog. Dar erau niște obligații și drepturi reciproce. Dar erau și niște, niște adăugări, stipulări. În cazul nerespectării legământului, atunci erau niște pedepse stabilite în cadrul oricărui legământ și uh, ele, erau împlinite. E, dacă vorbim despre legământul cu Dumnezeu, este același model folosit. Obligații, drepturi, dar ai și pedepse, niște stipulări. Da. Găsim acest lucru la binecuvântări și blesteme. Mm -hmm. Legământul era unul și când vorbim despre binecuvântările ruse de pe, pe garizim și blestemele de pe muntele Bal, ele erau aceste stipulări. În cazul în care poporul va respecta sau nu legământul. E, acest, acest, este, acest este zapisul cu poruncile. Ai obligația asta, dacă nu ai pedeapsa asta. Dar Hristos a anulat la cruce, a anulat de ce? Pentru că și-a asumat el pedeapsa. Zapisul nu a fost dat la o parte așa fără nicio problemă. Nu. Hristos a suportat pedeapsa, prin urmare, noi nu mai suntem pedepsiți. Acum când a nimicit la pionii pe cruce, foarte mulți se repet la legea morală. Nu, nu este legea morală. Gândiți-vă numai logic, dacă vorbim de legea morală, eu sunt Domnul Dumnezeu tot care te scozi în țara Egiptului. E prima poruncă. Să ne Dumnezeu afară de mine. La peronit, adică acum suntem liberi să avem azi Dumnezei în afară de Iacov. Uh, a doua poruncă, a treia, a patra, a cincea, toate, luăm poruncele cu refer la umanitate. Cinstea părinților: să nu ucizi, să nu prea să nu furi. Le-a pe cruce, înseamnă că acum suntem liberi să prea suntem liberi să ucidem, suntem liberi să tratăm părinții oricum, suntem liberi să mințim, să furăm. Nimeni nu crede acest lucru. De aceea nu vorbim despre legea morală aici, vorbim despre aceste, aceste condamnări. Acum, versetul 15 a dezbrăcat domnile stăpânirile și le-a făcut de înainte înaintea lumii. La ce fel de și stăpâniri? Dacă ne uităm, nu doar aici, dar ne uităm și în, în primul capitol, se refer la, la forțele întunericului. Care de asemenea ne acuză? Asta e interesant. Suntem, satana este numit în cartea Apocalipsa părușul Fraților. Este acuzatorul el ne acuză înaintea lui Dumnezeu că a păcătuit, prin urmare trebuie să fie condamnat la moarte. Nu are, nu are dreptul la mântuire. Hristos vine ca garant, Eu am suportat pe Deopsa în locul lui și uh, când vorbim despre, despre cine a fost împotrivă, vorbim și despre acest uh, zapis prevedere legământului, dar vorbim și despre aceste domnii care încearcă să ne acuze, să ne creeze rău, facă rău și apoi uh, suntem uh, tot prin Hristos uh, eliberați aceste domnii stăpâniri care au fost supuse de Hristos, le-a dezbrăcat de puteri, de autoritate și prin faptul că noi credem în, în, jertf, în el prin jertfa lui, noi nu mai suntem sub autoritatea acestor stăpâniri că până la Hristos omenirea cumva era sub autoritatea acestor lucruri adică satan avea acces la ceruri era încă stăp, stăpânul lumii era nu de Hristos, e stăpânul lumii dar noi sub Hristos, noi nu mai suntem sub stăpână lumii, ci suntem sub împărăția lui Hristos și asta este foarte important. Mergi și spre ultima parte a versetului? 16, 17. Da, că vorbim despre aceste chestiuni, nimeni să nu vă judece cu privire la o mâncare, băutură. Deși cumva versetele 16 și 17 El, vin ca o concluzie logică. Da, da, da. Prin urmare, ce aceste chestiuni care sunt o, o umbră a celor viitoare erau niște ceremonii iudaice preluate de către acea, nu știu, era un sincretism în colose, nu era doar iudaism. Nu este un sincretism frigian, e un fel de iudeocrescinii păgân chiar un autor, chiar mi-a plăcut cum a, a, a iudeu creștinism păgân era acolo și uh, folos, se folosea și de, de mai multe elemente și de elementele acestea care țin uh, de ceremoniile iudaice de venerarea îngerilor versetul 18 Venerau îngerii îi chemau în sprijin ca să-i ferească de puterea întunericului. și Pavel tocmai aici uh, vrea să spun domnule, Hristos e suficient nu avem nevoie de altcineva nu avem nevoie să venerăm îngerii pentru a ne ajuta în aceste lucruri. Um, și, mă rog, prin urmare, e foarte complicat în încă, încă sunt dezbateri foarte multe. Și cu siguranță uh, că vor mai fi. Și vor mai fi, da. Uh, așa, citim și celălalt verset uh, sau celelalte versete care ne-au fost sugerate. Însă, aș spune să nu insisti foarte mult pe acest text, pentru că nici n-ar fi foarte multe lucruri uh, de spus. Deuteron, capitolul 33, de la versetul 24 la versetul 26, despre așera a zis, binecuvântat să fie așer între copiii lui Israel, plăcut să fie fraților lui și să-și înmoaie piciorul în un delem. zăvoarele tale să fie de fier și de aramă și puterea ta să țină cât zilele tale. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, el trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, trece cu măreție pe nori. Nu știu acum ce să spun aici, pentru că Moise cumva... Aici, practic, noi nu vorbim de o, o dificultate legată nu. de înțelegerea textului. Este ultima, ultimul cuvânt rosit de Moise poporului Israel. Cumva se asemnă cu ce a făcut Iacov în, Eg în Egipt, atunci când a mers în Egipt la fiul său Iosif și a rosit o, o cuvântare, un fel de cuvântare profetică despre toți copiii săi. Cumva Moise aici rea această tematică și spune câte ceva despre fiecare seminție din Israel. Nu ai ce să comentezi. Poate doar limbajul, Și metaforic. nu văd nici legătura cu cel din Colose. A, Colose. Noi, noi ne-am lămurit, am vorbit da. și înainte de emisiune, că nu există vreo legătură între cele da. două texte, deși probabil și-a dorit să existe o legătură. Mai rămânem pe textul din Deuteronom? Nu, să -am ce să spun Ok, hai că trec la următoarea întrebare în cazul acesta. În ce perioadă de timp a trăit Moise? Ce mai mult spun că a trăit în perioada 1.300. 90 ceva, 1200 și cam a trăit 120 de ani, 1270 ceva. Um, vorbim de secolul al special, 13 lea înainte de Hristos, cam atunci a trăit Moise. Asta sunt cumva, uh, ca o, da, o, o perioadă aproximativă, nu putem ști, anul cu exactitate. Deschid Biblia. Uh. Cartea Apocalipsei, capitolul 19 și de aici versetul 9, 9 este versetul, sau 18 cu 9. Hai că -ți, îți dau doar... Îți dau doar referința, adică spun doar întrebarea. No, 17. 17 este? 17, 17, 17, da. 17 cu 9, exact. Aici este mintea plină de înțelepciune, cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Care, deci care sunt? Care sunt cei șapte munți pe care șade femeia? Da, sunt, s-au fost interpretări oferite pot remarca două mai cu semnificație. Eu prefer una dintre ele. O explicație ar fost că cei șapte munți sunt cele șapte coline ale Romei. Prin urmare, aici vorbim despre fiară ca fiind de, cumva Biserica Romei sau Roma și având șapte coline, asta ar însemna. Însă, dacă suntem cu atenție, Vorbind de. Se spune foarte clar că cei șapte mușini și șapte, șapte împărați. Cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Când va veni, va rămâne puțină vreme. Fiara care, care nu mai este al optulea împărat. Acum, pentru a decripta cine sunt cei cinci împărați, au fost oferite și, situa și explicații cum fac ar fi împărații Romei sau cezarii Romei, iar cel din timpul lui Ioan, mi se pare că era Dioclețian, dacă nu mă înșel dar până la Diocletian au fost mai mult de 5 împărați. Unii au încercat să selecteze, au folosit pe unii dar nu era uh, corect să folosești doar anumiți împărați, cezari și alții se lași la o parte pentru că nu se potrivește. De ce se lași la o parte? Nu vorbim doar de cinci cezari ai și după, după Diocletian au mai fost cezari și nu s-a potrivit. Unii vorbeau de acest împărat care va reveni care a fost Nero Redivivus uh, mă rog unii au considerat că Dioclețian este într-o chipare lui Nero, că a fost și Dioclețian un, un cezar foarte persecutor. Însă, dacă analizăm cu atenție, acești împărați, de fapt, reprezintă imperii. Și dacă vorbim despre imperii, atunci putem să deducem foarte simplu cel care este, vorbind din timpul lui Ioan, este Imperiul Roman. Cele cinci imperii care au fost înainte Imperiul Roman le luăm în ordine, de, eu știu, inversă, vorbind de Imperiul Grec. Apoi vorbim de Imperiul Medopersan, Imperiul Babilonian, Imperiul uh, Asirian și Imperiul Egiptean. Vorbim de imperii care, aveau, care au avut de-a face cu poporul lui Dumnezeu. Deci acea, această fiare reprezintă cumva suma imperiilor uh, lumii care au avut de-a face cu poporul lui Dumnezeu, începând cu Egiptul. Da, vorbim de Egipt, Egipt, Asiria, Babilon, Medopersia, Grecia, Roma. Și în acest context, aceste, acești munți, acești, acești, aceste imperii mari de-a lungul timpului care s-au -au, -au cu poporul Lui Dumnezeu și chiar au, avut, au creat probleme poporului Lui Dumnezeu. Matei 24. Sunt mai multe texte aici. Versetul 32. Să las învăța spilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape, tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărul vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cine este zmochinul din Matei 24, deși și la versetul 34 găsim o... Nu, mai degrabă smokinul este doar o ilustrare e doar o metaforă a modului în care trebuie să înțelegem evenimentele. După cum la smochin, așa cum Isus frunza începe să dea, va aproape. Aici Isus nu-și propune să facă din Smokin decât o, o, imagine a cum să cunoaștem vremurile. Nu tot așa este despre pasajul din Luca 13, unde spune Scriptura așa, le-a spus o pildă. Un om avea un smochin, a sădit în viața lasă sedința din viața sa, a venit să caute rodul, n-a găsit, atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rodul în smochinul acesta și nu-l găsesc stai el la ce se mai de și pământul degeaba. Doamne, a zis vierul, mai sunt, mai lasă și anul acesta. Aici clar este o imagine a lui Israel, pentru că Hristos de trei ani era în misiune și niciun semn că ei ți-ar fi pocăit sau că doreau să se pocăiască. E clar, dar nu văd legătură directă între, între imaginea din Matei 24 și cea din Luca 13. Sunt două imagini diferite. Deci în Matei nu este Israel, în Luca este Israel. Și este și pentru noi, adică nu doar, dar Israel. Cine este Arhanghelul Mihail? Bănuiesc că Daniel, capitolul 10. Da, sunt două pasaje pe care, unde întâlnim foarte clar acest, acest nume. În Daniel, capitolul 12, ce întâlnim uh, în vremea aceea și în 11, vorbind de, de voivodul vostru, uh, Mihail, bucătărul copilul, uh, copilului tău. Uh, Cei mai, cel mai mulți merg pe ideea că Mihail este un, uh, un înger, așa cum era și Gabriel, uh, un arhanghel. Arhanghel este conducătorul îngerilor. Însă există numai un singur arhanghel, nu sunt mai mulți arhangel. că arhanghel vine la Arhei, care înseamnă conducător, și angelos, dacă înseamnă înger. Um, numai că acest înger, avem și ideea de înger al Domnului, îngerul Domnului în Vechiul Testament, care primea închinare și jertfe, este asociat cu învierea. Se spune că mulți din cei ce dorm în țărâna Pământului se vor scula unii pentru viața veșnică. De asemenea, în Iuda, dacă mergem în Noul Testament, în cartea lui Iuda Întâlnim uh, așa ceva Versetul nou Arhanghelul Mihail când se împotriva diavolului Și se certa cu el Pentru trupul lui Moise N-a îndrăznit să răsească împotriva lui o judecată de ocare Ci a zis doar Domnul să te mustre Și aici tot cum viera lui Moise este asociat Ceea ce înseamnă Că Mihail este Isus Hristos De ce? Pentru că însuși Numele de Mihail înseamnă Cine este ca Dumnezeu Micael. Um, este cumva un răspuns la, la, dorința lui Lucifer când a spus Lucifer voi fi ca Dumnezeu a primit răspunsul, uite cine este ca, ca mine Mihail, adică Isus. El este, cum spune Pavel în, în, în Coloseni, El este chipul Dumnezeului cine văzut, Hristos este într-o vizibilă a lui Dumnezeu, nu Lucifer de aceea, Mihail este Isus Hristos, pentru că în, în două pasaje e asociat cu învierea. Niciun alt înger nu a fost asociat cu învierea. A, găsim îngerii la, la mormântul Isus acolo. Dar ei nu sunt legați de înviere. Nu, învierea o făcea numai Dumnezeu. Domnilor și domnilor, deși emisiunea aceasta este înregistrată, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră la numărul de telefon 0751 400 300. Pastorul Marius Mitrach este alături de noi în această ocazie. Mergem în cartea Apocalipsei. Cine sunt cele 10 coarne care ies din fiara a patra? Cred că tot 17, nu? probabil, da, n-am mai, 17, n -am mai da. Fie, fie, da, prima fiare, practic, dacă vă vine, da, da, păi avem, da, fiere, da, da, fiera patru, fi. Păi nu, dacă mergem pe ideea de, uh, am spus mai devreme, cel care era în timpul lui Ioan, unul este, uh, reprezintă Imperiul Roman, celălalt n-a venit încă și când va veni, va rămâne puțină uh, vreme, acel care este, a fost, este Roma, Imperiul Roman, dar și cu cele două etape, Roma păgână și Roma creștină, că să fost același imperiu și divizarea acestuia a creat cele, cele 10 coarde care reprezintă statele Europei. Asta ar fi o interpretare, dar reprezintă tot niște autorități. Numărul de 10 nu trebuie să fie neapărat luat literal, că sigur, 10 ca număr. Poate să fie uh, un număr rotund care înseamnă totalitatea uh, statelor care conțin, sau regatelor care conțin acest uh, imperiu, care dau putere fiarei în acest context. E cazul cel mare. Când va avea loc această perioadă și ce se înțelege prin, această, prin acest eveniment? Adevărul că pe Pământ au fost câteva perioade care au fost identificate cu necazul cel mare. Dacă ne uităm Matei 24, spune Hristos, vorbește cel puțin începând cu în versetul 15, despre căderea Ierusalimului. Și ni se spune așa, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare și aici indubitabil se referă la căderea lui cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. După cum spune Hristos, înseamnă că căderea lui Salemului este un, o perioadă unică, un caz mare, cum spune atunci chiar și Iosefus Flavius. așa de așa de, a, greu era în timpul asediului încât a, Oamenii au ajuns canibali, își mâncau copiii care mureau. Nu aveau o hrană. Era complicat. Însă căderea Ierusalimului devine un, un, tip pentru ce va fi. Pentru că Hristos mai vorbește despre un necaz mare. Dacă ne uităm în 5 alte evanghelii, vorbim de un necaz în vremea sfârșitului. Și dacă, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, capitolul 7, spune că atunci când a văzut gloata mare și nu se referă la toți cei mântuiți, ci la cei din vremea sfârșitului, cine sunt aceștia? Aceștia sunt uh, vin din necazul cel mare. E clar că nu vorbim de necazul cel mare cum încearcă unii să se referă la, în special la pământ, la istoria păcatului pământului. Nu. Uh, nu vin nici doar cei de la, din Ierusalim. Vin cei care au trăit în ultima parte a pământului, care au, au avut parte de greutăți incredibile, Uh, și se pare că această dărâmare lui Salimului devine un prototip sau un tip al ultimului necaz din vremea sfârșitului uh, care va fi într-adevăr un necaz un foarte mare cum găsim în capitolul 13 de adică vor fi condamnări la moarte, boicoturi economice va fi o încrincenare uh, între, între forțele Întunericului și forțele Luminii Următoarea întrebare ne... Deci, spre Evanghelia lui Ioan, cine are pe fiul are viața și spre Evanghelie și spre epistole, pentru că de multe ori se pune un semn de egalitate între fiul uh, și uh, viața prezentă și probabil că mai mult ca sigur cea viitoare. Te rog. Păi este. Nu, nu, este, nu e, este, doar atât ne-a da. transmis. Explicați-mi, vă rog, acest, această afirmație. Cine are pe fiul are viața. Păi e, e cumva, Mai e, cumva simplu. Dacă Isus se numește pe sine viața, mm -hmm. în ele, la, Viața și viața. Lumina și, sau viața era lumea oamenilor. Adică el era viața. Mă gândesc că, mă Eu, gândesc că întreabă la ce fel de viață. Viața păi prezentă, aici, viitoare. Nu, e clar că aici vorbim despre viața spirituală și viața veșnică. Uh -huh. Nu această neapărat biosul, așa zicem. Sunt și oameni care n-au pe fiul și trăiesc încă. Trăiesc aici, dar n-au zoe acea viață spirituală, viață veșnică și au doar bios. A, e un fel de viață biologică, atât și uh, când vor muri uh, vor pierde mântuirea. Însă aici viața la care se feră. El, el, el însuși este viața, Hristos. Și având pe Fiul, este garatat mântuirea. Iisus spunea foarte clar Marte, eu sunt învierea și viața. În acest context, având pe Fiul ai viața. Da, și următorul în proverbe 13 cu 9 ne scrie cineva ar fi o o nedumerire în prima parte a versetului 9 lumina celor neprihăniți arde voioasă la ce se referă ca deci, să vedem cum interpretăm da, momentul de tăcere. Da, nu este și că când vorbim despre pro proverbe, nu, nu nu le putem dogmatiza. Ele sunt imagini ale înțelepciunii și dacă vorbim despre cei neprihăniți, lumina lor, adică ce înseamnă lumina celor Ar de voia să sunt comparați cu o candelă, mai târziu găsim în Matei 5 pe acest model, nu? Voi sunteți lumina lumii, da? Cine aprinde o, o nu pune sub o broc, o candelă. Um, și în acest context, dacă tu ești neprihănit, ard voios, în ce, în ce sens ați voios? Adică nu doar pâlpâi, este, cine este neprihănit, el strălucește, clar. Ideea de ardere voioasă în strălucire. Ideea de, de luminare a vieții celor din jur este foarte prezentă. Iisus spune foarte clar, voi sunteți lumina lumii. Nu este o rugăminte, este o afirmație acolo. În acest context vorbind de această ardere voioasă, când ești nepregătit, nu poți să ascunzi acest lucru. Nu, nu poți să spui, eu sunt nepregătit doar în inima mea, dar nu arăt. În, pe, pe, pe afară eu, eu, asta altfel, dar eu, credința e inimă. Nu, credința se vede foarte clar și în afară. Nu ai cum să o ascunzi. Cum arăta Pământul până la noi? Păi eu nu știu cum arăta Pământul până la, la noi. Uh, da. Dacă vorbim despre. Nu poți să mă răspunsul. Ăsta. De, din ce punct de vedere? Dacă vorbim de, din perspectiva aceasta geografică, da, s-ar putea să, să fie sigur un, un fel de Pangea, un singur continent. Era uscatul și marea. Uh, nu putem vorbi despre continente înaintea potopului. Dacă vorbim despre cum arăta la nivelul vegetației, bănuiesc că era o vegetație oarecum luxuriantă, destul de bine. Până atunci nu fusese să se ploaie pe pământ până la potop, el creștea abundență vegetația. Mă rog, depinde din ce punct de vedere vorbim despre pământ în vremea lui Noe. Și apoi, ce înseamnă în vremea lui Noe? A, aici, până, până Până la noi. Până, până până noi, la noi. La noi. Da. Despre asta, adică, depinde din ce punct de vedere. Dar știu că se referă la Pământ ca geografie. nu, Eu cred că era un singur continent, Pangea, și apoi fost, a fost Pământul împărțit la Poto. Uh, următoarea întrebare e din epistola lui Iacov și e celebra confrontare teologică pe această temă. În epistola lui Iacov, capitolul 2, autorul vorbește despre credința fără fapte care este moartă. Apoi în versetul 24 ne spune că de fapt faptele reprezintă și mijlocul prin care se ajunge la neprihănire și ne spune că Avram ar fi fost socotit neprihănit prin fapte. Mie mi se pare, spune telespectatorul nostru, o contradicție flagrantă cu ce spune Pavel în epistolele sale și anume că noi am fost socotiți neprihăniți în paranteză și mântuiți, am închis paranteza, doar prin credința fără fapte ca nu să nu se laude nimeni Avram mare fapte cu care să se laude dar înaintea oamenilor, nu înaintea lui Dumnezeu mie mi se pare o contradicție evidentă sau ar trebui să uh, înțeleg altceva îmi scapă ceva în interpretarea mea nu e nicio contradicție din nefericire abordarea superficială a celor doi scritori Iacov și Pavel a dus la această creere de contradicție artificială uh, și nu este o chestiune recentă încă din vremea lui Marcion găsim această uh, abordare duplicitară uh, și, sau dualistă mai bine zis uh, uh, se merge pe ideea că uh, dacă suntem neprinți prin credință atunci faptele n-au niciun nicio treabă cu noi nu, nu, uh, absolut deloc dacă ne uităm uh, Pavel vorbind despre mântuirea prin credință el se adresează unor destinatari care aveau niște probleme vorbim special despre iudei și mai mult creștini judaizanți, fie erau dintre neamuri, fie poate chiar dintre, pardon, dintre iudei, creștini iudei, fie dintre neamuri dacă aveau aceste tendințe judaizante. Și găsim, de exemplu, în Fapte 15, dorința lor de ca tot să fie tăiați în prejuri, chiar și genite de neamuri, ca să poată fi fie biseria creștină și puteți continua li, uh, list, listele cu astfel de cerințe. Și Pavel spune, nu, noi suntem mântuiți prin credință, nu avem nevoie să devenim iudei și să păzim iarăși toate legile ceremoniale ca să putem să fim mântuiți. Nu. Uh, în niciun caz, Pavel, nu aborda, chiar și legea morală spune, nu prin lege morală ești mântuit. Nu prin credința în Hristos, că Dumnezeu nu e obligat să te mântuiască, că respectul legea. După cum eu, dacă trec pe verde doar cu mașina și mă opresc la roșu cu mașina, nu vine polițistul să-mi dea o ciocolată foarte bine că ai respectat legea. Nu, e obligația mea să o respect. N-am niciun și nu dă un buchet cu flori. Da? E, în acest context uh, vorbim. Iacov e clar că vorbește cu niște destinatare care, așa cum spune și Iuda, schimbau în desfrânare Harului Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm cu atenție în Iacov, aici sunt niște, niște probleme uh, pe, care le, pe care le întâlnim. Uh, sunt uh, oameni care spun așa uh, frate mei, ce-i folosește cuiva să spună că are dacă nu are fapte? Erau oameni care spuneau că au credință, dar pentru ei faptele nu, -i... dar existau, erau aceiași oameni. Oameni schimbați. Și Iacov este puțin deranjat, să ai puțin, tu spui că ai credință, dar cum e să Și spune, mai, nu prea curvești, dar ucizi. Nu, nu e același Dumnezeu acolo. Dacă ne uităm la această corespondență dintre credința pe care avem și, și credința, nu e atât de mult setul de reguli, cât Relația cu Dumnezeu. Și faptele noastre, Pavel spune foarte clar că noi am fost, suntem lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai înainte să o umblăm în ele. Faptele bune sunt o confirmare a credinței și asta spune și Iacov. Om, un om, o, nu este. Cuvântul neprihănire prin credință sau expresia neprihănire prin credință cuprinde două aspecte. Este neprihănirea atribuită. Care înseamnă pur și simplu uh, întretățirea și neprihănirea, uh, cumva uh, împărtășită, care înseamnă sfințirea sau dreptatea împărtășită. Or, Iacov pune accent și pe aceasta. Domnul, stai puțin, tu vrei să fii, ești deprehenit, cre tu crezi. Dar cum se vede lucrul ăsta? Din nefericire, foarte mulți uh, oameni. Uh, Abordează această problemă a neîmpărtășitei atribuite. Gata, sunt neprihănit, am crezut și Dumnezeu mă privește ca și când n-am comis niciun păcat. Ok. Dacă faci acest lucru și ai muri instantaneu, da, domnule, ca trăgător de pe cruce, atunci este ok. Dacă tu trăiești în continuare, cum se vede lucrul ăsta în viață? Rămâi același? Adică, dacă până atunci mințeai, bagiocoreai, vorbeai spurcat, curveai și făceai toate lucrurile mizerabile. Aveai motivații greșite, egoiste, mândrie, invidie și ai crezut în Hristos. Rămâi același cu invidie, cu toate astea? Nu, te schimbă. Cam asta răspunde Iacov aici. Dar nu este un conflict între Pavel și Iacov, în niciun caz. Mergem în Numeri, capitolul 28, versetele 9 și 10, le voi citi repede. În ziua sabatului să duceți 2000 miei de un an fără cusur și ca dar de mâncare 20 de efă din floarea foinii frământată cu un de lemn împreună cu jerfa de băutură. Aceasta este arderea de tot pentru fiecare zi de sabat, afară de arderea de tot necurmată și jerfa de băutură. Întrebarea pentru tine este aceasta. Este vorba de jerfe aduse în ziua sabatului? Se aduceau astfel de jerfe? Cum explicați? Oh, da, sigur. Preoții, dacă ne uităm chiar în, în Matei 12, dacă nu mă înșel, da, spune așa uh, Hristos, n-aș citit că în lege că în zile de sabat preoții calcă sabatul în templu și totul sunt nevinovați? <laughs> în ce sens calcă sabatul? Ei tăiau animale, ceea ce nu le-a permis sacrificau. Nu le-a permis una, unui alt om acest lucru sabat, dar preotul avea voie. De ce? Toate jertfele arătau spre Hristos. Da? Și aceste jetre făceau parte din ce, ce spune Daniel, Hatamid, necurmatul sau necurmata. Trebuia să fie necurmat înainte lui Dumnezeu. De ce? Dacă reprezintă pe Hristos, noi avem nevoie de jetfa lui Hristos necurmat. Nu trebuie să fie un timp al săptămânii când să nu existe jetvă. Trebuia să aibă uleiul în candele, să fie permanent, să fie lumina permanent, să fie, să fie pâinile acolo puse permanent. Da? Isus se lumina lumii, este pâinea vieții. Când a explicat un rabin când locuiau pâinile de acolo din, din, din sanctuar, nu le luau și apoi puneau altele, împingeau cu pâinea nouă pe cea mai veche mm -hmm. ca să fie permanent pâine pe masă nu trebuie să existe un, un moment când nu e nimic acolo la nivel de jertfe la fel, aveam jertfa de dimineață, ceva de seară, de ce? pentru că noi avem permanent nevoie de Hristos nu există un timp în viața noastră când noi nu avem nevoie de cerfa lui Hristos să fie permanent. Acum nu mai avem nevoie de ce pentru că Hristos permanent. Da? Hristos și în sabat mijlocește pentru noi. Ne vedem să credem? Hristos și în sabat, Noi și în sabat avem nevoie de mijlocire că și în sabat păcătuim din nefericire. Și chiar când am păcătuit, să spunem, am dormit o sabatul, noi și în sabat avem nevoie de mijlocire. Mm -hmm. Domnilor și domnilor, emisiunea aceasta este una înregistrată, însă ne puteți trimite întrebările dumneavoastră la numărul 0751 400 300. Alături de mine se află pastorul Marius Mitrache. Roman 14, n-am mai primit de mult o întrebare din epistola către romani, mai ales în acest capitol. Versetul 21. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Tot capitolul vorbește despre problema uh, hrainei idolilor. În uh, diaspora, de exemplu, evreii, pentru a se feri de astfel de, de produse animale, mă referesc ca la carne, că dacă vorbești de brânză și alte lucruri, dar și astea puteau la un moment dat să fie. Dar carnea special avea două mari, era două, presiunea două mari pericole. În primul să nu fie animalul tăiat așa cum trebuie, coșer, să-i se scurgă tot sângele, mă rog, să nu fie cu sânge. Evrei nu mâncau acest lucru. Biblia interzice acest lucru. Și apoi să nu fie jetfită idolilor. De aceea ei Dezvoltați sau uh, făcuseră un, un fel de comerț sau, mă rog, o filieră prin care aduceau carne direct din Israel și îi cumpărau evrei direct din Israel. Transport. Da. Uh, da, pentru unii era nevoios, dar uh, asta presupunea să-ți asumi niște, niște sacrificii. De ce? Pentru că, de regulă, uh, piețele din antichitate, în diaspora conțineau, sau toate animalele din piețe erau în prealabil jetfite idolilor. Și apoi duse la piață. Și atunci cei din Roma au pus această problemă. Ce facem? Cumpără sau nu? Vorbesc de creștinii care erau dintre neamuri. Creștinii iudei nu cumpărau. Noi ce să facem? Noi cumpărăm sau nu? Unii nu consumau deloc. Doamne, decât să așa mai bine, mă, nu mai vedeți. sunt vegetarian și nu mai consum carne. Asta e situația. Decât să fac așa ceva. De aceea Pavel spune că unul poate să mănânce de toate, altul care este slab mănâncă numai verdețuri. Sau mănâncă, nu mănâncă decât verdețuri. Nu pentru că el dorea să fie vegan, ca așa cum gândim noi astăzi veganismul sau vegetarianismul, nu. Ci din acest considerent. De ce e mai slab? Pentru că el credea, domnul la Chiget, fiti, nu vreau să mă... Idolii sunt cu treaba lor și eu nu vreau să mă... Altul care e mai tare, domnule, pentru mine idole este tot, un cu nimic. N-are nicio, nicio valoare teologică, mă duc să-mi iau liber și n am nicio problemă. Și poate să-mi spună, nu, Nicio problemă dacă e. Nicio problemă. Uh, însă, ar trebui să te gândești și la conștiința altuia. Dacă ăla este convins că așa este. Chiar frate de credință. De ce să-l uh, să faci pe să păcătuiască în sensul că El să gândească că tu comiți ceva, dacă el e convins așa ceva? Sau să-i dai tu acest lucru. Și Pavel vorbește despre acest lucru, mă rog, e și cu zile aici, nu intrăm în detalii, și spune la un moment dat așa. Eu știu și sunt organizat în Domnul că nimic nu este necurat în sine. Aici nu se refer la ce avem de distință curat necurat. Dacă vorbim despre să nu mâncăm animale care nu rumegă, care n-au copita de despărțită, nu la acest cu se referă, ci la acele, la acele animale jetfite sau nu idoluri. În acest context nu e necurat în sine, decât pentru cel care crede că este necurat. Da. Și spune la un moment dat, chiar vreau să mă uit să văd în roman 14, cuvântul 14. Da, exact ce bănuiam este cuvântul coinos sau chinos, care înseamnă întinat, nu acatartos, care înseamnă necurat, necurat. Este. Nu este cuvântul coinos era întinat prin atingere de altceva sau prin degradarea de ceva. Era hrana sa întinată și probabil să nu. Pentru, am putea spune, nimeni nu este întinat în sine decât pentru ceea ce crede. Și în acest context spune, dacă faci ca fratele său să se mâhnească din picina unei mâncări, nu umbli în dragoste. Nu nimic prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Căci împărțirea lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie. Adică dacă o mâncare te face mai bine, nu Chiar așa, atât de, de actiat e să mănânci carne, dacă nu poți în contextul ăsta, mai important e să stai cu fratele tău să fie totul în regulă. Și de aia, spune Pavel, la un moment dat, bine să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferici de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un pleci de cădere. Da, dar îți spune așa, încredințarea pe care o îi păstrează pentru tine înaintea lui Dumnezeu, dacă tu crezi că bă, nu e nimic, o păstrezi pentru tine. Contextul e foarte important. Da? Adică sunt și anumite... dar ce se îndoiește și mănâncă este osândit pentru că nu mănâncă din încredințare. Adică și ceilalți care se îndoiește, domnule, totuși oficial cu carnea jertfită, dacă totuși mănânc, atunci e, sunt osândit pentru că eu am, am mâncat nefiind încredințat. Și Pavel, practic, aici vorbește despre, despre grija față de conștiința altuia. Să fim foarte atenți la, la ce părerea au alții oameni, și să nu fim ostentativi în modul în care noi ne practicăm credința. Ne întoarcem la capitolul 17 din cartea Apocalipsei, versetul 3 de data aceasta, și m-a dus Duhul într-o pustie, și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacogie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și zece coarne. Întrebarea sună așa, când a început șederea femeii pe fiară și când se termină? Putem spune că atunci când se termină începe judecata ei? Uh, nu putem spune că femeia asta pe fiară de la începutul fiarei. Nu. Femeia, ca să o putem identifica, ea este identică cu prima fiară din capitolul 13. Pentru că fiara din capitolul 13, și dacă ne uităm bine în text, spune că ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele cortului și pe cei ce locuiesc în el. Și de aceea fiera, fiera, femeia aceasta, mă rog, avea, mă rog, era plină de hulă, nume de hulă și avea, mă rog, și fiara era, mă rog, plină de hulă. Femeia făcea, avea spurcăciuni, ținea un poti plin de spurcăciuni, de curățicul viei. Lucrul e foarte important. Femeia, la momentul istoric, stă pe fiară. Femeia identificată cu Babilonul e un triumvirat, nu? Vorbim de, o, de, de sistem religios-politic, uh, dar vorbim de, de papalitate medievală, vorbim de spiritism, vorbim de, uh, de provocul mincinos, dacă ne uităm de balau, de asemenea. E, și la vremea este pe fiară. Asta e foarte important să înțelegem. E dimensiunea religioasă care a, totdeauna s-a fost de politic. Dar ea se va încheia atunci când se va, se va încheia și când începe judecata ei. Da, și uh, observăm că aici se, se amintește că ea uh, a avut alianțe, a curvit cu pământului, cu liderii politici, dar i-a înșelat, uh, i-a bătat pe locuitorii pământului. I-a îmbătat cu învățătura. Vinul, vinul este învățătura, dar dacă ne uităm. Uh, um, și aici e interesant că sunt pustie unde aud pe femeie. Dacă ne uităm în capitolul 12, femeia merge în pustie. Uh, Știa e mirat, dacă nu cumva aceeași femeie care s-a schimbat din femeia curată, a devenit o femeie plină de spurcăciuni și... Hai să mai luăm o întrebare, dar depinde și cât, cât acoperi tu din timpul de astăzi. Faptele Apostolului, capitolul 15, cu versetul 28, e întrebarea de la 24 la 29. Însă, ideea e destul de simplă, detaliile poți folosi tu. Vă versetul 24, fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbăriile lor și v-au zdruncina sufletele, zicând să vă tăiați în prejur și să păziți legea, da? și după aceea spune versetul 28 și 29 că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nou să nu mai pune peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă oferiți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dopitoace zugrumoate și de curvie, lucruri de care dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Vă rog o interpretare acestui pasaj și putem înțelege din acest pasaj că vorbim despre eliminarea înlăturarea celor 10 porunci? În niciun caz, nu. Chiar primul verset din capitolul 15 ne spune că au venit niște oameni din Iudea, mă rog, care învățau pe frași și că dacă nu se în prejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți și Pavel și Barnaba m, au avut un schimb viu de vorbe cu ei și păreri deosebite și frații s-au hotărât să se adună și să stabilească niște lucruri. Și uh, Iacov spune foarte interesant de fapt Simon spune așa fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi dar fără vreo înseamnă din partea noastră învață așa să vă în prejur și să păziți legea noi ne-am adunat să, să, spun ce e de făcut. Acum, la ce lege se referă? Clar că nu se referă la legea morală aici. Pentru că dacă vorbim de legea morală, atunci avem o problemă. Înseamnă că neamurile nu mai sunt obligate să păstreze legea morală. Și dacă nu mai sunt obligate să păstrezească legea morală, cele 10 ce porunci, înseamnă că acum noi nu mai suntem obligați să ne închinăm lui Dumnezeu. Că în legea morală se scrie despre Dumnezeu. Da? Dacă mergem pe această idee, nu mai suntem obligați să păzim porunca a patra nu mai suntem obligați să nu luăm de în numele Domnului, nu mai suntem obligați și continuăm cu toate poruncile. E cineva care chiar crede că nu mai suntem obligați să păzim poruncile? Că o creștin este liber să le, să le dea la o parte? Nu! Dacă observați, sunt aici câteva interes chestii interesante. Să vă feriți de lucrurile jetvite idolilor, ce vorbeam mai devreme, de sânge, da, să nu cam cu sânge, da, de dobitoace sugrumate, deci ca sânge nu e doar o chestiune ceremonială, asta e foarte important, da? De dobitoacele sugrumate, de ce? Pentru că sângele nu a fost curs din ele și de curvie. Dar curvia de aici nu se referă la porunca șaptea. Nu. Ci la, la ceea ce găsim în, în fapte în 1 Corinteni 6 unde spune Pavel mâncările sunt pentru pântece, pântece pentru mâncărul și Dumnezeu a dar trupul nu este pentru curvie. Nu știți că trupurile voastre sunt de lui Hristos, voi lua el, aceste măturare să le fac ale unei curve, nici de cum. Și interesant de ce spune Pavel treaba aceasta. Erau creștini din Corint. Este posibil să fost corinteni acești creștini, care mergeau încă la prostitutele sacre. Da, era ca o chestie socială, religioasă la ei și la, la această curvie ceremonială, proția sacră se referă Pavel aici, nu la uh, adulterul clasic, da? Și uh, uh, este interesant dacă a merge doar pe aceste patru chestiuni înseamnă că noi putem liniști să furăm, să mințim, să poftim, uh, să ucidem, să nu riscăm părinții și doar partea asta, că pun a șapte aici, nu cred că cineva și închipui că asta este adevărat. Dacă e așa, e să fim consecvenți, vorbind de uh, toată legea eu știu că ținta de obicei este porunca a patra. Foarte mulți ar argumentul acest pasaj pentru a spune că porunca sabatului nu mai este obligatorie. Ba este. Ba este pentru că dacă dăm la o parte legea, o să o dăm pe toată atunci. Spune Iacov foarte clar, cine calcă o singură poruncă se face vinova de toată legea. Calcă sabatul și atunci... am ajuns la finalul acestei emisiuni îți mulțumesc ca de fiecare dată și pentru ocazia aceasta în care ne-ai oferit răspunsurile la aceste întrebări. Îți dau întâlnire joia viitoare. Sper să ne vedem. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Duhul lui Dumnezeu să ne conducă în înțelegerea adevărului Scripturii și El să fie alături de noi. Până data viitoare, toate cele bune!